găsit! Azi am dat dovadă de mai multă răbdare cu cei din jur, dar și în activitățile pe care le avem de făcut. Suntem atenți la detalii, ne organizăm timpul eficient astfel încât să ne și odihnim și ne preocupăm să ne punem în ordine agenda pentru săptămâna ce vine. Atenție la tendința de a deveni prea critici și prea perfecționiști. Berbecii sunt harnici astăzi și dornici să rezolve niște activități pe care le-au tot amânat, posibil chiar din sfera profesională. Nativii pot primi de altfel și niște vești care să-i scoată din ritm și să le strice ziua. Taurii vor să mulțumească pe toată lumea și la final vor ajunge ei cei nemulțumiți. Nativii se pot simți neiubiți și neînțeleși de cei dragi, dar în loc să se supere, ar trebui să discute despre ceea ce simt. Atenție la cheltuielile nechipzuite și la speculațiile financiare. Pentru Gemeni se întrevăd discuții destul de serioase în familie și se pot face reproșuri dure. Un subiect de ceartă poate fi chiar partenerul de viață sau acesta poate intra în conflict cu părinții și nativii vor trebui să aplaneze tensiunile. Racii se bucură de conversații spumoase astăzi și pot avea ocazia să discute și subiecte controversate sau să abordeze teme mai sensibile. Deși pot ieși la suprafață diferențe de opinie față de interlocutori, nativii se vor alege cu informații prețioase. Pentru lei, ziua de astăzi poate veni cu unele cheltuieli cam mari care să le depășească bugetul și s-ar putea ca acestea să fie făcute pe distracții, pe îndeplinirea unor pofte, nici de cum pe lucruri utile de care să aibă într-adevăr nevoie. Fecioarele încep ziua destul de bine, însă lucrurile degenerează și pot avea parte de certuri cu familia. Nativii nu vor tolera reproșurile celor dragi și s-ar putea să riposteze destul de vehement. Este nevoie de mai multă grijă în desfășurarea activităților casnice, pentru că pot fi neatenți. Pentru balanțe, ziua de astăzi vine cu gânduri, frământări și introspecții serioase. Totuși, nativii simt să vorbească și cu ceilalți despre ceea ce se petrece în interiorul lor și, deși le va fi greu să se deschidă, pot primi sfaturi prețioase. Scorpionii se bucură de prezența prietenilor, fie că ies la o întâlnire, fie că doar stau de vorbă cu aceștia, însă trebuie să aibă grijă că pot atinge și puncte sensibile care să strice armonia. Ar trebui să evite să dea sau să ia bani cu un împrumut. Săgetătorii au tendința de a fi prea orgolioși astăzi și de a epata în fața altora, mai ales în contexte publice și se pot alege cu imaginea șifonată. Cei care lucrează astăzi s-ar putea să aibă parte de fel și fel de provocări și neplăceri la locul de muncă. Pentru Capricorn este o zi bună, calmă și chiar mulți nativi pot pleca într-o excursie sau pot studia ceva ce le face plăcere. Sunt totuși de evitat discuțiile pe teme sensibile legate de principii și credințe, pentru că acestea pot da naștere tensiunilor. Vărsătorii pot pierde multă energie în activități neimportante sau în discuții pe teme mai puțin relevante. Nativii pot avea tendința de a ceda unei tentații, fie unui viciu, fie unei atracții față de o persoană din anturaj. Peștii s-ar putea să aibă parte de discuții stresante cu partenerul de viață, mai ales dacă relația nu este oficializată și asta pentru că partenerul își va dori să facă publică legătura, ba chiar să semneze actele de căsătorie acolo unde vorbim de relații de lungă durată. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine!